Iacov, capitolul 1, versetul 1. Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării tulburat și împins de vânt încoace și încolo, un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Amin. Amin. Te rugăm, Doamne, prin Duhul Sfânt, vorbește-ne. Amin. Am venit în această seară aici cu un singur scop. Să creștem în har. Amin. Să te cunoaștem pe tine. Amin. Să devenim cum ești tu. Amin. De aceea te rugăm, Duhul acela înalt să ne-l dai tuturor. Amin. Și Duhul acela înalt să se vadă în viața noastră. Amin. Învață-ne căile tale. Amin. Și ajută-ne, Doamne, să nu venim degeaba în locul acesta. Amin. Și dă-ne harul ca plecând de aici să plecăm încărcați, să plecăm transformați, Amin. Să plecăm sfințiți, să plecăm încurajați, să plecăm revigorați prin Duhul Sfânt spre slava numelui Tău. Aleluia! Amin! Amin. Vă rog să ocupați locul. Bună seara! Iisus Hristos este Domnul! Amin! Frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu că în această seară suntem aici. În casa Lui este o zi specială, este o zi de sărbătoare, pentru că suntem la stânca și pe stâncă. Amin! Știți că oamenii înțelepți își zidesc viața pe stâncă. Amin? Amin! Și stânca viacurilor este Iisus Hristos. Amin. El este stânca. Amin. Și numele Lui este Dumnezeu, numele Lui este Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Amin. La terminarea acestei slujbe avem o surpriză. Avem o surpriză pentru toate femeile. Pentru toate femeile care sunt aici în această seară, avem o mică surpriză. Și surpriza aceasta este de la Domnul Iisus. Amin. La ieșire, toate femeile treceți pe lângă o mașină care are portbagajul deschis și vă rog fiecare, dacă vreți, dacă nu vreți, nu ne jigniți, dar faceți bine totuși să vreți. Deci, la terminare, fiecare soră, fiecare fată, fiecare femeie, fiecare mamă, dar în cazul acesta femeie, căsătorită sau necăsătorită, vă rog să treceți pe lângă mașină și să primiți acolo un dar în numele Domnului nostru Iisus Hristos, din partea Domnului. Amin. Spre slava lui Dumnezeu. Amin. Amin. Deci, doamnelor, merită să vii la stânca. Credeți-mă, merită din toate punctele de vedere să veniți la stânca și cei de pe cameră și cei din fața ecranului și cei din fața laptopului sau a computerului merită să veniți la stânca. Amin. Și să rămâneți pe stâncă toată viața. Amin. Aleluia. Vrem să ne întoarcem în această seară la studiul pe care îl avem în fiecare joi. Cam care este configurația acestei serii pentru câteva minute. Aș vrea să învățăm câteva adevăruri fundamentale despre înțelepciune. Am citit câteva versete din Iacov despre înțelepciune și înțelepciunea aceasta este obligatorie pentru fiecare dintre noi. La terminare, când eu îmi termin mesajul pe care l-am, studiul pe care o să-l țin în această seară, dacă sunt întrebări și răspunsuri. Da, nu, dacă sunt întrebări, că răspunsuri încercăm să dăm noi, dacă sunt întrebări, nădăjduim să fie și răspunsuri. Doamne, îndură-te! Amin. Și tot la terminare, dacă aveți, și o să vă provoc pe câțiva, poate, dacă aveți un cuvânt, dacă vreți să adăugați ceva, aș vrea să fim cât mai interactivi aici, cât se poate,
Categoric, un studiu biblic de genul acesta este destul de acceptabil. Sunt câteva, suntem aici aproximativ 50-60 de oameni în această seară, dar un studiu biblic în general se face cu 4, 5, 6, 7 oameni. Însă noi totuși suntem în cadrul slujbei de joi seara și vrem să numim această slujbă studiu biblic și la terminare, dacă sunt întrebări pe marginea cuvântului, mesajului, a textului, vă rog să îndrăzniți să le punem și eu și fratele Cătălin și fratele Liviu și alți câțiva putem să dăm răspunsurile. Dacă nu știu eu, știe el. Dacă nu știe el, știe el. Dacă nu știe el, știe Domnul Iisus. Și până la urmă cineva tot știe. Slăvit să fie Domnul. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, spune Iacov, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Amin. Iacov se denumește pe sine sclavul lui Dumnezeu și al lui Iisus Hristos. Așa își încep câțiva apostoli, câțiva ucenici, scrisorile din Noul Testament și eu să tot fac remarcă la versetul 1 din capitolul 1, unde Biblia și Iacov scrie așa, Iacov, sclav al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Trebuie să reiterez și trebuie să reaccentuiez și trebuie să re-repet că a te face creștin înseamnă a te face sclavul lui Dumnezeu. Amin. Lucrul acesta tindem să-l uităm și din cauza aceasta creștinismul unora dintre noi nu funcționează. Pocăința unora dintre noi nu funcționează. Frați și surori, doamnelor și domnilor, când ne pocăim, când trecem de partea lui Iisus Hristos, când ne botezăm la vârsta maturității și înțelegem ce înseamnă Evanghelie, înțelegem ce înseamnă adevăr, adevărul lui Dumnezeu, noi, știți ce facem? Renunțăm la libertatea noastră de bunăvoie. Amin. 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 Când mă pocăiesc, deci ca să înțelegem ce înseamnă pocăință, că altfel ne înșelăm și pierdem vremea. Când mă întorc la Hristos, când îl primesc pe Domnul Hristos, când spun și mă declar creștin, ce înseamnă aia? Că am devenit sclavul lui Dumnezeu. Am devenit sclavul lui Iisus Hristos. Am devenit slujitorul lui Dumnezeu și al Domnului nostru Iisus Hristos. Pocăința este o poruncă pe care Dumnezeu ne-o dă tuturor. Dar atunci când mă pocăiesc, eu trebuie să înțeleg ce înseamnă asta. Și pentru că unii dintre noi nu înțelegem ce înseamnă creștinism, ce înseamnă a crede în Dumnezeu, avem o pocăință falsă. Care nu funcționează și nu lucrează și nu-i după voia lui Dumnezeu. Pocăință, creștinism, credință în Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Și dacă vreți altceva, omul cu Duhul înalt, de bunăvoie s-a făcut robul lui Iisus Hristos. Amin. De bunăvoie am renunțat la libertate. Auzi, Denis? Și ce înseamnă pocăință? Să renunți la libertate. Auzi, Gabi? Asta înseamnă pocăință. Să renunți la libertate. Pușa. Să renunți la libertate. De bunăvoie renunți la libertate și Dumnezeu este acela și Domnul Iisus este acela care de acum îmi conduce viața în totul, totului tot. Amin. Amin. Mai vreți să rămâneți pocăiți? Amin. Asta înseamnă că suntem robii lui Iisus Hristos, sclavii lui Dumnezeu. Amin. Acum, știți ce înseamnă sclav? Sclav înseamnă că fac doar ce îmi spune stăpânul. Sclav înseamnă că fac doar ce îmi spune proprietarul. Sclav înseamnă că nu mai am libertate decât atunci și cât îmi spune proprietarul, stăpânul. Sclav înseamnă că am fost cumpărat cu un preț. Și că nu mai sunt al meu, spune Sfântul Pavel, ci eu sunt proprietatea lui Dumnezeu și nu mai fac ce vreau cu mine. Asta înseamnă sclav. Înseamnă că trupul meu nu mai este al meu, ci este al lui. Amin. Vă rog să ziceți amin să mă încurajați. Amin. Și câțiva să vă treziți.
Sclav înseamnă că trupul meu nu mai este al meu. Sclav înseamnă că sufletul meu nu mai este al meu. Duhul meu nu este al meu, ci toate sunt proprietatea lui Dumnezeu. Sclav înseamnă că dacă trupul meu este templul Duhului Sfânt, și așa zice Scriptura, că trupul meu este templul Duhului Sfânt, nu mai pot să fac ce vreau cu trupul meu. Și fiți atenți, când mă pocăiesc, când trec de partea lui Hristos, când Duhul Sfânt vine în inima mea, trupul meu devine templul Duhului Sfânt, nu garaj. Amin. Am fost ieri într-un garaj. Mi-am dus mașina reparat. M-au omorât aia. M-au prins acolo. Nici nu vă spun că mi-e frică. Era toată direcția varză la mașină. Toată trebuie schimbată. Însă și ce am văzut? Praf, mizerie, uleiuri, murdari toți, căniți. Garaj înseamnă, pe lângă multe altele, mizerie. Templu. Și ce înseamnă? Curăție. Eleganță. Miros frumos. Plăcere. Să stai acolo. Amin. Amin. La ora 6 s-a deschis ușa și a văzut o soră că a intrat aici în casa de rugăciune. Și m-am gândit, ce face femeia asta cu o oră înainte? Știți ce m-am gândit? A venit la templu. Era căldurică aici, era fain. Ăsta este templu. Și a intrat în meditație. Și stătea și medita. Fraților, cam asta înseamnă templu. Să nu-l confundăm cu un garaj. Amin. Și nici cu un șoplon. Templu înseamnă că Duhul Sfânt locuiește în mine. Amin. Asta înseamnă că sunt sclavul lui Iisus Hristos. Sclavul este templul Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne. Amin. Însă acum aș vrea să ne întoarcem înapoi la versetul 5. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu. Știți care este termenul pentru înțelepciune în limba greacă? Sofia. Sofia. Soacră mea se numește și prenumele ei este Sofia sau Sofia de data aceasta. Știți că noi am avut un bebeluș pentru care ne-am rugat Sofia și Alexia și Mariana Cocar, ele sunt bunice, mătuși, nu știu ce sunt, mame, numărul 1, 2, pardon, mătușe, nu bunici, că e prea mult spus. Însă, bebelușul acela se numește Sofia. Sofia înseamnă înțelepciune. Înțelepciune. Sofia înseamnă, în limba greacă, înțelepciune. Doamne, dă-ne înțelepciunea Ta tuturor. Amin. Însă auziți ce spune Iacov? Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată slavă Domnului. Nu pun întrebarea cui îi lipsește înțelepciunea, că cred că toți ne-am ridicat în picioare sau poate niciunul. Ori toți, ori niciunul. Însă, noi în general suntem impresionați de oamenii inteligenți, pricepuți și culți. Dumnezeu însă este impresionat de oamenii înțelepți. Una este să fii inteligent, să fii priceput și să fii cult. Cu totul altceva însă este să fii înțelept. Pe Dumnezeu îl interesează ca toți care suntem robii și sclavii lui Iisus Hristos să devenim înțelepți. Fraților, nu-i suficient să fim inteligenți. Nu-i suficient să fim pricepuți și nici chiar culți. Deși toate sunt de dorit. Avem nevoie de toate în viața noastră, dar dacă nu devenim înțelepți și dacă nu înțelegem ce înseamnă taina înțelepciunii, am încurcat-o. Pentru că Dumnezeu, deși apreciază inteligența, priceperea, cultura, Dumnezeu cel mai mult apreciază înțelepciunea. Când ne apropiem de Dumnezeu, înțelegem că Biblia ne spune foarte clar câteva lucruri despre rugăciune. Acum, eu sunt pastor de multă vreme prin Harul lui Dumnezeu și citesc Cuvântul lui Dumnezeu aproape în fiecare zi. În fiecare zi mă hrănesc și sap și meditez în Cuvântul lui Dumnezeu. Însă, auziți câteva concluzii. Când este vorba de rugăciune, nu știm exact care e voia lui Dumnezeu cu privire la bogăție. Nu știm.
Vrea Dumnezeu să fim bogați? Nu vrea Dumnezeu să fim bogați? Sigur că dacă aș avea teologia prosperității cum o au unii carismatici, aș spune că toți trebuie să avem de toate. Și să fim bogați și să fim prosperi. Asta este teologia prosperității. Acum să vă zic ceva. Eu cred întrucâtva în ea. Dar nu cred în totalitate în teologia și în poziția aceasta că aș da între altele. Dar există destui predicatori, repet, carismatici în general, care spun că dacă ești sărac, înseamnă că relația ta cu Dumnezeu nu e bună. Dacă ești bogat, înseamnă că atunci ești binecuvântat. Dar asta este o teologie copilărească. Este o teologie care n-are bază în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos a fost foarte sărac. N-avea nici unde își așterne capul. Și totuși, El, cel mai bogat, a venit în lume ca să ne îmbogățească pe noi, s-a făcut sărac, ca noi să putem să fim îmbogățiți, mai ales în omul din lăuntru. Doamne, ajută-ne aceasta. Fiți amenți. Când este vorba de Dumnezeu și de relația cu Dumnezeu, eu nu cred în bogăție, dar cred în binecuvântare. Amin. Cred. Eu nu sunt bogat. Și nici care dintre cei ce suntem aici după știința mea nu suntem bogați. Dar toți de aici suntem binecuvântați. Amin. Doamne, ajută-ne să facem diferența. Însă, nu știm exact care este voia lui Dumnezeu cu privire la bogăție. Nu știu, vrea Dumnezeu să avem avioane, vrea Dumnezeu să avem 7 case, nu știm exact, vrea Dumnezeu să avem 1 milion, 2, 3 milioane de euro în cont. Doamne ajută! Dar nu știm exact, pentru că Biblia nu ne spune lucrul acesta cu exactitate. Acum, nu știm exact care este poziția lui Dumnezeu cu privire la sănătatea noastră. Eu cred 100% în vindecările divine. Amin. Cred 100% că voia lui Dumnezeu este ca toți să fim sănătoși. Este ca toți să fim vindecați. Da. Da. Sub nicio formă nu putem să ne ducem în extremă și să spunem că dacă un om este bolnav, relația lui cu Dumnezeu este praștie. Cum tind unii oameni să gândească. Că dacă gândim așa, teologia noastră nu este deloc sănătoasă, ci teologia noastră este bolnavă. Este foarte adevărat că noi aici la Stânca ne rugăm pentru vindecări divine și am văzut oameni vindecați. Slăviți să fie Domnul. Da. Nu toți au fost vindecați. Noi ne rugăm pentru toți. Cerem vindecarea lui Dumnezeu peste toți. Dar nu înțelegem întotdeauna în totalitate comportamentul lui Dumnezeu. De aceea, deși ne rugăm pentru vindecare, credem în vindecare, nu știm în totalitate și întotdeauna voia lui Dumnezeu pentru fiecare caz în parte, dar obligația noastră este să ne rugăm pentru toți. Amin. Amin. Exemplu, în aceste zile, eu cunosc foarte bine situația aceasta, soția mea este și a fost foarte bună prietenă cu Rodica Pavel, care este într-o fază de cancer terminală. E soția unui pastor de la Vox Domini, o altă biserică baptistă aici în oraș. A luptat cu cancerul de ani de zile. O femeie serioasă, femeie harnică, femeie pocăită. S-au rugat și bisericile din oraș. Putem noi acum să spunem femeia aceasta, dau un exemplu, printre multe altele, are o problemă cu Dumnezeu că n-a fost vindecată? Dacă am gândit așa, am fi tâmpiți. Pentru că, realmente, cuvântul lui Dumnezeu nu ne explică întotdeauna planurile pe care Dumnezeu le are pentru noi. Soția mea a fost dată peste cap cu toți ăștia, stafful de la Estera, de la Fundația Estera, pentru că femeia aceasta este dusă la casa muribunzilor în aceste zile și i-am spus azi dimineață Mariane, zic, draga mea, voi vă pregătiți pentru moarte. Dumnezeu se pregătește pentru viață. Amin. Pentru că Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul vieții. Amin. De ce îngăduie Dumnezeu ca unii să fie, de ce Dumnezeu vrea ca unii să fie vindecați și la alții nu intervine, nu știu. Vă mai dau un bun exemplu. Ca să aduc echilibru în gândirea noastră teologică și biblică.
De ce a îngăduit Dumnezeu în Fapte, capitolul 12, ca lui Iacov să îi se taie capul, iar lui Petru să nu îi se taie capul și să fie salvat din închisoare, pentru că Irod a fost să-i omoare și pe omul și pe altul. Pe primul a reușit să-l omoare Irod și Iacov n-a scăpat și i-a tăiat capul, l-a omorât, l-a executat pe Iacov, Irod. Era un sabie, era un om bolnav. Iar pe Petru Dumnezeu l-a salvat. Nu știm, nu avem întotdeauna răspuns la toate întrebările la care am vrea să avem răspuns. Însă, nu știm în totalitate voia lui Dumnezeu cu privire la bogăția noastră. Nu știm în totalitate care este voia lui Dumnezeu cu privire la sănătatea noastră. Însă știm câteva lucruri clar din Scriptură. Știm care este voia lui Dumnezeu cu privire la mântuire. Atunci când ne rugăm. Știm care este voia lui atunci când ne rugăm. Știm care e voia lui Dumnezeu cu privire la căsătorie. Și știm care este voia lui Dumnezeu cu privire la înțelepciune. Știm care este voia lui Dumnezeu cu privire la sfințire și la dragoste. Amin. Biblia ne spune foarte clar că Dumnezeu dorește ca niciun om să nu piară, ci toți să se pocăiască și să vină la mântuire. Amin. Asta este voia lui Dumnezeu cu privire la iertarea păcatelor și este clar. Am auzit pe unii oameni, ce frate, rare cazuri sunt astea, dar totuși am întâlnit câteva în viața mea de pastor, îi provocam pe câțiva să se pocăiască, să se boteze. Și frate Daniel, ce? Vreau să mă mai rog un pic să văd care e voia Domnului. Zic, nu te mai ruga. Nu te mai ruga. Că noi știm foarte clar care este voia Domnului cu privire la mântuire, cu privire la pocăință, cu privire la botez. Voia Domnului este să te pocăiești. Voia Domnului, nu trebuie să te mai rogi aici. Doamne, să mă rog, să mă consul. Nu. Biblia ne spune foarte clar, voia Domnului este să fiu mântuit. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, ne spune prin Apostolul Pavel, slavă Domnului. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se pocăiască, toți oamenii să se boteze. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să vă spun, deci când este vorba de mântuire, de pocăință, nu mai sta pe gânduri, ci o mai lălăi. Dumnezeu poruncește și eu, dacă sunt deștept, mă supun cuvântului lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă. Dacă sunt fraier, nu mă supun. Dar dacă sunt deștept, mă supun cuvântului lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutine să se pocăiască. Doamne, ajută-ne tuturor să facem asta. Știm care este voia lui Dumnezeu cu privire la căsătorie. Și aici vreau să rămân o clipă. Biblia spune că nu este bine ca omul să fie singur. Și unii ne-am căsătorit. Și am reușit-o. Alții s-au căsătorit și au dat o bară. Voia lui Dumnezeu, categoric, este ca oamenii să se căsătorească. Da! Da! Suntem la studiul Bibliei. O să vă spun acum o chestiune interesantă. Voia lui Dumnezeu nu este ca toți să se căsătorească. Să nu cumva să cădem iarăși în extremă, Doamne, dacă nu mă însor, e ceva în neregulă cu mine. Nu, nu, nu neapărat. Nu neapărat. Biblia ne spune foarte clar și cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar, Domnul Iisus ne spune foarte clar că unii au darul căsătoriei, da? Alții n-au darul căsătoriei. Cosmine, nu zâmbi așa, dar. Glumesc, glumesc. Glumesc. Da? Nu glumesc. Spune Biblia că unii s-au făcut fameni, alții sunt fameni după voia lui Dumnezeu. N-aș vrea să intrăm în extreme, sub nicio formă, fraților. Pentru că vorba lui Isaac Sirul, în creștinism, secretul este echilibru. Adică nu putem să mergem în extreme. Dacă nu mă însor, am o problemă gravă. Nu, nu, nu. S-ar putea ca Dumnezeu să aibă alte planuri cu tine. Eu am o soră care nu-i căsătorită, sora mea, Rodica, pe care unii o cunoașteți, mai vine din când în când pe aici, nu este căsătorită. Doamne, nu-i căsătorită și fericită, și mulțumită, și bucuroasă, și aleluia. Și spun, mă, dar ție nu-ți pare rău? Nu pare rău de nimic. Nu, poftim. Deci, har peste har. Și de câte bătăi de dureri de cap a scăpat și ăștia căsătoriți, nu e ușor întotdeauna. Știți dumneavoastră? Hai, nu fiți chiar așa de neprihăniți acum. Asta
Astăzi un soț a făcut pentru soția lui un gest uimitor. A așteptat-o la servici cu flori. Mamă, ce mi-a plăcut! Păi zic, ăsta da. Ăsta da. Doamne, ajută-ne pe toți. Să fim înțelepți, să fim soți și soții după voia lui Dumnezeu. Însă, trec peste chestiunea aceasta importantă a căsătoriei și vreau să vă mai arăt încă un lucru pe care Biblia spune cu claritate despre înțelepciune. Când ne rugăm, nu știm întotdeauna care este voia lui Dumnezeu. Însă, când ne rugăm, știm cel puțin 3-4 lucruri cu siguranță. Că Dumnezeu vrea să mă pocăiesc, că Dumnezeu însă vrea să fiu înțelept. Și auziți ce spune Scriptura în versetul 5, Iacov 1 cu 5. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Și tare mult îmi place ce zice Iacov, pentru că Iacov îl cunoștea bine pe Dumnezeu, fratele lui era Dumnezeu. Vă dați seama cum sună asta. Fratele meu e Dumnezeu. Mama mea. Dar nu mințea deloc. Spunea adevărul că Iisus Hristos, fratele lui, Biblia declară Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și nu greșea deloc. De aia zice, eu sunt robul, sclavul lui Iisus Hristos, pentru că zicea despre fratele lui că este Dumnezeu și care îl cunoștea bine pe Dumnezeu. Zice, Iacov, dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea socială, și îi va fi dată. Și Dumnezeu îi o dă rapid, îi o dă prompt și generos, cu generozitate. Fiți atenți, câteva adevăruri despre înțelepciune. Și vă rog să le notați pe undeva, dacă vreți. Care este diferența dintre inteligență și înțelepciune? Și vă rog să nu uitați că asta ne ajută pentru tot restul vieții noastre. Care este diferența dintre inteligență și înțelepciune? Numărul 1. Prin naștere nu venim în lume înțelepți. Prin naștere nu venim în lume înțelepți. Ci prin naștere venim în lume inteligenți. Unii. Acum mai fac caz de necaz așa câteodată. Însă, cam asta este adevărul, fraților. Oricât ne-ar place sau nu ne-ar place, acesta este adevărul. Auziți, o altă chestiune, diferență între inteligență și înțelepciune. Inteligența e de jos. Înțelepciunea întotdeauna este de sus. Adică, inteligența se poate moșteni de la părinți, de la natură, de la, eu știu, cum vrem să le numim, de jos. Înțelepciunea însă este de sus. Fiți atenți, încă o chestiune foarte importantă și vă rog să notați pe undeva, măcar în inimă. Inteligența mă ajută să trăiesc bine. Știi, dacă sunt inteligent, mă descurc. Inteligența mă ajută să trăiesc bine. Înțelepciunea mă ajută să trăiesc frumos. Amin. Trebuie să le alegem și pe una și pe alta. Cineva m-a întrebat, frate Daniel, dumneavoastră, dacă ar fi să alegeți între inteligență și înțelepciune, ce ați alege? Amândouă. Nici n-am mai răsuflat și am spus. Sunt normal că vreau să fiu inteligent, dar vreau să fiu și înțelept. Vă mă ajută la aceasta. Inteligența e de la natură. Într-un anume fel zis. Înțelepciunea este de la Dumnezeu. Amin. Inteligența se capătă prin naștere. Înțelepciunea se capătă prin rugăciune. Amin. Pentru că Iacob spune, dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu. Și îi va fi dată, și auziți, va fi dată, că Dumnezeu dă tuturor cu mână largă și fără frustrare. Deci, domnilor, să avem îndrăzneală să cerem de la Dumnezeu înțelepciune, că Dumnezeu ne dă așa boierește, ne dă și pe deasupra. Știți cum se întâmplă la unele restaurante? Am fost la un restaurant zilele trecute și mi-a adus ospătarul, am un restaurant aici, care mă duc așa odată la câteva luni și ospătarul, știi ce face? Îmi aduce porție maximă. Pesca, mă sună. Știe că îmi place o anume ciorbă. Și îmi aduce așa peste. Adică așa, cu generozitate. Vrea să mă țină client. Cu generozitate. Exact așa face Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu. Amin.
Dumnezeu, când îi cer înțelepciune, îmi dă cu mână largă și mai zice ceva. Fără mustrare. Slavă Domnului! Deci să aveți curajul, fraților, să cereți înțelepciunea că Dumnezeu a garantat că ne-o dă. Amin. Acum fiți atenți. În seara asta toți am venit inteligența aici, că doar oameni inteligenți vin la stânca și pe stânca. Amin. Dar vom pleca de aici toți înțelepți. Amin. Andrei, a zis tu, amin. Vom pleca de aici toți înțelepți. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin. Amin. Vom pleca de aici toți înțelepți. Așa ar fi normal. Pentru că noi, la terminare, peste câteva minute, vrem să facem o rugăciune și să cerem lui Dumnezeu înțelepciune. Amin. Știind că Dumnezeu dă rapid, cu promptitudine, cu bucurie, cu generozitate și fără mustrare. Adică să nu fie jenă, știi? N-am curaj să cer. Ba să cer, zice Dumnezeu, zice Iacob, că îți dă fără mustrare. Cineva a zis, frate Daniel, n-am vrut, zice, frate, nu, de ce nu mai sună? Ce frate, n-am vrut să vă deranjez. Și am dat replica asta care este deja clasică, zic, mă deranjez. Că nu mă deranjez. Și că n-am vrut să mă deranjez. Eu așteptam să vă spun de aici că n-am vrut. Zic, mă deranjez că nu mă deranjez. Pe Dumnezeu, fraților, îl deranjăm că nu-l deranjăm. Adică Dumnezeu ne dă fără mustrare. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Fiți atenți în o chestiune de inteligență, diferența între inteligență și înțelepciune. Inteligența mă ajută până la moarte. Știi? Mă descurc. Cu inteligența se descurcă ateii, se descurcă foarte bine cu inteligența. Inteligența mă ajută până la moarte, înțelepciunea însă mă ajută prin moarte să trec în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Doamne, ajută-ne să fim inteligenți, dar mai ales ajută-ne să fim înțelepți. Amin. Acum, rapid. Ce este înțelepciunea? Înțelepciunea, fraților, este un dar de la Dumnezeu. Nu ne naștem cu ea, ne naștem, dacă vreți, cu anume înțelepciune sau inteligență omenească. Dar când este vorba de înțelepciunea de sus, ea este un dar de la Dumnezeu. Și în contextul acesta pe care l-am citit în această seară din Iacov, capitolul 1, versetele astea 5 până la 8, Iacov vorbește despre înțelepciunea pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea când trecem prin felurite încercări. Este vorba de înțelepciunea pe care Dumnezeu vrea să-mi o dea când sunt în suferință. Când nu înțeleg de ce vin încercările asupra mea. Atunci când ești închestuit, când n-ai bani, când n-ai locuință, când n-ai servici, când vin încercări, când vine boala asupra ta și nu înțelegi, la înțelepciunea aceasta se referă Iacob și spune, lipsește cuiva înțelepciunea socială de la Dumnezeu. De ce? Ca să știe cum să se comporte și atunci când vin încercările și necazurile asupra lui. Aici nu este vorba doar de o înțelepciune pe care Dumnezeu să-i cer lui Dumnezeu atunci când sunt la intersecții cu cine să mă însor, cu cine să mă mărit, sau ce servici nu să-mi iau, sau în ce țară să mă mut, sau în ce biserică. Nu se referă la înțelepciunea aceasta aici, în contextul acesta, ci se referă la înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-o dă atunci când trecem prin diferite încercări și nu știm de ce suferim. Nu înțelegem. De ce a îngăduit Dumnezeu să vină tăvălugul acela, durerea aceea peste noi, așa cum vine nenorocirea uneori în familiile noastre. În contextul acesta, Iacob spune, îi lipsește cuiva înțelepciunea, pentru că în versetul 4 se vorbește despre răbdare și joia trecută s-a vorbit despre a fi desăvârșit. Ei, dar în răbdare și în încercări e vorba să devenim desăvârșiți și în contextul acesta, Iacob ne vorbește despre înțelepciune. Încă ceva. Înțelepciunea este o virtute, în contextul larg, acum, al cuvântului înțelepciune. Înțelepciunea este, nu este doar un dar de la Dumnezeu, dar este și o virtute, categoric tot de la Dumnezeu, care mă învață cum să aplic în viața cotidiană principiile cuvântului lui Dumnezeu. Asta înseamnă înțelepciune. Mă învață cum să aplic în cotidian principiile cuvântului lui Dumnezeu. Asta înseamnă înțelepciune. Mai clar. Să iei toate deciziile. Înțelepciune înseamnă asta. Să iei toate deciziile tale în frică, în respect și în dragoste de Dumnezeu. Amin. 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 Asta înseamnă înțelepciune. Și cred că lucrurile încep să devină foarte clare. Cel mai înțelept om, sau cel mai inteligent om, a fost și înțelept, a fost și inteligent, dar n-a știut întotdeauna să rămână înțelept Solomon, cel ce a scris mare parte din Proverbe. Cel mai inteligent om
zice Domnul Iisus din lume, sau cel mai înțelept, spune în Proverbe 9:10, și știu că la tineret se studiază în săptămânile acestea Cartea Proverbelor și asta este o chestiune foarte deșteaptă și foarte bună și eu sunt mulțumitor Domnului, însă Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Proverbe o chestiune foarte importantă pentru fiecare dintre noi. Proverbe, capitolul 9, auziți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 10. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Și știința sfinților este priceperea. Dar partea întâi, începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Amin. Ce înseamnă să fii înțelept? A fi înțelept înseamnă să respecti pe Dumnezeu și tot ceea ce faci să fie în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Adică privirile tale, cuvintele tale, atitudinile tale, îmbrăcămintea ta, trăirea ta, să fie conform Cuvântului lui Dumnezeu. Adică dacă ești soț, trebuie să-ți iubești soția cum a iubit Hristos biserica. Alo, bărbați. Amin. Cât sunteți căsătoriți de aici? Vă rog, Domnul Iisus. Cristi ridică mâna. Și Cristi ridică așa. Cei doi Cristi, așa, Claudiu, Liviu, m-au liniștit. Cine mai e? Prin credință a ridicat și Denis? Denis a ridicat mâna prin credință. Doamne, ajută. Acum, căsătoriților. Și ce înseamnă să fim înțelepți? A fi înțelept înseamnă a-ți iubi soția cum iubește Hristos biserica. Soțiilor, cât sunteți căsătorite? Puteți și prin credință să... Așa. Alexe, puteai și tu să ridici mâna prin credință. Însă, frați, surorilor, știi ce înseamnă să fii o soție înțeleaptă? Înseamnă, zice Biblia, că femeia înțeleaptă și ce face? Își zidește casa. Nu și o dărâmă. Prin atitudinile tale. Și ce înseamnă să fii soție înțeleaptă? Înseamnă să fii supusă soțului tău. Amin. Auzi, nu mă văd cu velea acum. Însă, a fi femeie înțeleaptă. Asta a fost bună. A fi femeie înțeleaptă, soție înțeleaptă, înseamnă realmente să fii supusă soțului. Surorilor, știți când o soție, este vindecată, știți când o soție funcționează normal, armonios cu ea însăși, atunci când este supusă soțului ei. Nu altfel. Altfel nu. Asta înseamnă înțelepciune. Dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, zice Dumnezeu, s-o ceară și îi va fi dată cu mână largă și fără mustrare, slăvit să fie Domnul. Deci, înțelepciunea este un dar de la Dumnezeu. Doi, înțelepciunea este o virtute care ne învață să aplicăm în cotidian principiile Cuvântului lui Dumnezeu. Și trei, și apropo, și de copii ăștia care aveți părinți. Știți ce înseamnă să fii un copil înțelept? Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Auzi, Andrei, uite-te la mine. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, Denis, căci este drept. Să cinstești, fii atent aici, să cinstești, Andra, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, zice Dumnezeu. Este cea din tâi poruncă. De ce? Ca să trăiești multe zile pe pământ și să fii fericită, da. Să fii fericită. Ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii un copil înțelept. Altfel ești un fraier. Și atunci nu vei avea binecuvântare, și vei avea în viața ta tulburare, răzvrătire, însă când vrei înțelepciune, Dumnezeu ți-o dă. Și cel mai extraordinar lucru este să pleci în această seară, din locul acesta, un copil, un tânăr, un bărbat, o femeie, sau o soție, căsătorit sau necăsătorit, înțelept. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Înțelepciunea este o forță care îți prelungește viața. Și tot prin Proverbe, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune încă o chestiune foarte, foarte importantă pentru fiecare dintre noi.
și este grozav de importantă pentru fiecare dintre noi. Auziți ce zice tot în Proverbele 9:11, prin mine, prin înțelepciune, ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Amin. Amin. Înțelepciunea este puterea de la Dumnezeu, har de la Dumnezeu, virtute, favor de la Dumnezeu, care îți va lungi anii vieții tale, în ciuda războaielor, în ciuda exploziilor solare, în ciuda cometelor, în ciuda asteroizilor, în ciuda, eu știu, a multor lucruri care se pot petrece pe planetă, Dumnezeu îți lungește ție zilele când vrei să primești înțelepciunea Lui. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și închei. Inteligența este abilitatea de a-ți conduce bine afacerea. Sau viața. Dar înțelepciunea este abilitatea de a-ți conduce viața după voia lui Dumnezeu. Amin. Închei cu o întrebare serioasă. Cum se primește înțelepciunea? Nimic mai simplu decât ceea ce ne spune Iacov în versetul 5. Dacă vreunea dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată, dar s-o ceară nu oricum, cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburaș împins în vânt, încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărâș, nestatornic în toate căile sale. Amin. Un om care nu trăiește după voia lui Dumnezeu este un păcătos. Un om însă care trăiește după voia lui Dumnezeu este un om înțelept. Amin. Doamne, ajută-ne în tot ceea ce facem. Amin. Să fim înțelepți. Amin. Aș vrea acum, înainte de rugăciune, să ne oprim. Și după ce tot ceea ce ați auzit în această seară până acum, dacă mai e cineva care vrea să adauge ceva, sau dacă sunt întrebări, și acesta este momentul de întrebări și răspunsuri. Sau momentul când cineva vrea să mai spună ceva cu privire la înțelepciune, sau momentul când există posibilitatea să puneți întrebări. Acum să vă văd. Dar eu sunt un profesor foarte bun, că nimeni nu mai zice nimic. Frate Liviu Negoiu. Fără să fie pedepsit. A lui este înțelepciune. Eu 12
început 13. La Dumnezeu este înțelepciunea și puterea, sfatul și priceperea sunt ale Lui. Vedeți, în continuu este legat același lucru. Înțelepciunea vine de la Dumnezeu. Vreau să mai citesc un verset, Iov 36. Dumnezeu este puternic, versetul 5. Dar nu leapădă pe nimeni. Așa cum am auzit deja în seara aceasta. Oricine cere de la Dumnezeu să ceară cu credință. Nu este nimeni lepădat. Dumnezeu este puternic, dar nu leapădă pe nimeni, ci este puternic prin tăria priceperii Lui. Amin. Amin. El nu lasă pe cel rău să trăiască și face dreptate celui nenorocit. Dar, vedeți, dacă cineva ascultă și se supune în înțelepciunii lui Dumnezeu, versetul 11, își pășește zilele în fericire și ani în bucurie. Dacă n-ascultă, el e ucis pe sabie. Mai vreau să citesc din Daniel. Cartea Daniel este o carte care iarăși ne vorbește de înțelepciune. Acolo știm clar că fără degetul lui Dumnezeu nu s-ar fi putut tâlcui nimic. Versetul 21 din Daniel 2. El, Dumnezeu, schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. Auziți, Dumnezeu dă înțelepciune. Înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina. Amin. Apoi, cheia proverbelor este. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Versetul 23 din Daniel spune: pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, că cine ai descoperit taina împăratului. Amin. Înțelepciunea vine de la Dumnezeu, înțelepciunea este dată celui ce o cere, trebuie curățit vasul, neapărat, dacă vrem, înțelepciunea care vine de sus. Asta este sfat. Înțelepciunea care vine de sus este total diferită de inteligență. De exemplu, prin inteligență te poți umpla de mândrie. Și mândria merge înaintea căderii. Prin înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, n-ai cum să te umpli de mândrie. Deci n-ai cum. Și asta, după roadele lor, veți cunoaște. Dacă înțelepciunea vine de sus, atunci păcatul mândriei nu există. Iisus Hristos este înțelepciune. Dacă vreți să înțelegeți acest lucru, trebuie să citiți Proverbe 8 și 9. Și veți vedea că El este înaintea tuturor lucrurilor. S-a mândrit Iisus Hristos? A fost învinuit de mândrie? S-a smerit până la moarte? Și în moarte? Deci, înțelepciunea care vine de sus. De aceea Iacob este foarte tranșant, pentru că el este cel mai autorizat să ne învețe lucrul acesta, fiindcă este acela care a stat cel mai mult lângă Domnul Iisus, este ales păstorul primei biserici și este primul păstor al primei biserici. Deci, cu alte cuvinte, este probabil cel mai autorizat om să ne vorbească despre înțelepciune. Și aș vrea, eu cred că subiectul ăsta nu poate fi epuizat nici în seara asta, însă mă bucur nespus de mult pentru anul ăsta, mă bucur nespus de mult de studierea Iacob. Vreau să citiți acasă Iacob, să citiți trimiterile pentru înțelepciune, să vă uitați în Cartea Proverbelor, special capitolul 8, 9, capitolul 3 pentru înțelepciune și vreau să închei. Înțelepciunea strigă pe uliță și te cheamă și nebunia strigă. Unii răspund strigării înțelepciunii, alții răspund nebunie. Amândouă strigă, amândouă te invită, amândouă te provoacă. Întrebarea este, căreia dintre ele vei răspunde? Răspunde înțelepciunii ca să vrei. Amin. Amin. Aș vrea cum să
ne oprim aici, ne oprim aici pentru că timpul nostru s-a scurs. Însă aș vrea să facem o rugăciune și aș vrea să îmi permite să fac o rugăciune în această seară. Pentru toți aceia care vor împlinirea în viața lor a lui Iacob 1 cu 5. Și Iacob 1 cu 5 spune așa, dacă cuiva îi lipsește înțelepciune, s-o ceară de la Domnul și îi va fi dată. Dar nu oricum. Eu o să mă rog pentru dumneavoastră în următoarele clic. Dar fiți atenți, fraților. Și voi trebuie să vă rugați. Dar nu oricum. Plecând de aici, să zici așa, Doamne, am venit aici neînțelept, dar plec înțelept. Sau, am venit înțelept și plec mai înțelept. Deci toți aceia care aveți nevoie de înțelepciune, vă rog să vă ridicați. Și să stăm în picioare, în finalul acestei serii, doar dacă ești. Deci nu e nicio rușine dacă nu te ridici. Nu e nicio rușine, serios. Nu e nicio rușine. Deci aceia care avem nevoie de înțelepciune, de înțelepciunea de sus, aș vrea să ne rugăm, cere înțelepciunea. Eu mă voi ruga pentru tine. Cere înțelepciunea. Dar nu oricum. Ce înseamnă s-o cer cu credință? Plecând de aici să spui, Doamne, mulțumesc că mi-ai dat înțelepciune. Mulțumesc că de acum am și eu înțelepciunea de sus. Și asta se va vedea în trăirea mea, în gândirea mea, în vorbirea mea, în cotidianul vieții mele se va vedea lucrul acesta. Doamne, mulțumesc că de acum am primit și eu înțelepciunea și sunt și eu un om înțelept prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Să ne rugăm. Într-o rugăciune comună, fiecare se roagă în șoaptă, eu aș vrea să-mi permiteți să mă rog cu voce tare. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm ție pentru că știm cine ești. Doamne, ne vedem nimicnicia înaintea Ta. Ne vedem chiar prostia înaintea Ta. Ne vedem naivitatea înaintea Ta. Dar în această seară, în acest moment, te rog, dă-ne înțelepciune. Doamne, în acest moment, noi îți cerem înțelepciune. Ai spus că dacă ne lipsește, s-o cerem. Doamne, recunoaștem că ne lipsește. S-o cerem. În numele Fiului Tău, Iisus Hristos, dă-ne tuturor porție maximă de înțelepciune. Doamne, cer peste întreaga adunare să dai înțelepciune, Doamne, cu generozitate. Peste toți cei ce s-au ridicat înaintea Ta și peste toți cei ce au credință, umple, Doamne, cu porție dublă de înțelepciune. Amin. Și peste fiecare, Doamne, chemăm Duhul acela Sfânt, chemăm Duhul Sfânt și Duhul acela înalt, care era în Daniel, să ne-l dai și nouă, Doamne, din belșug. Doamne, știm că ne-ai dat Duhul Tău, dar, Doamne, te rugăm acum, dă-ne înțelepciunea pe care doar Tu poți să-mi o dai. Amin. Și mulțumesc că vrei să-mi o dai. Amin. Și, Doamne, în această seară primim înțelepciunea de la Tine. Și toți cei ce suntem ridicați înaintea Ta, am primit deja prin credință înțelepciunea de la Tine. Și mulțumim că plecăm din locul acesta, plecăm oameni înțelepți, Doamne, cu înțelepciunea de sus, cu virtutea aceasta de sus, o primim, Doamne, cu ambele mâini, o primim, Doamne, cu ambele mâini, Doamne, deschise și o primim prin credință și umple fiecare celulă a ființei noastre cu înțelepciunea de sus. Mulțumesc că ne-ai dat-o. Și mulțumesc că se va vedea în relația de familie. Se va vedea în relația de servici, la slujbă, la job. Se va vedea în casă, se va vedea în viața mea, se va vedea în vorbirea mea că am primit și că mi-ai dat înțelepciunea de sus. Am primit-o prin credință, Tată, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Aleluia. Amin. Doamne, Tu ai auzit rugăciunea aceasta. Mulțumesc că ai luat aminte la rugăciunile noastre. Amin. Și mulțumesc că ne-ai dat înțelepciunea de sus. Amin. Slavă Ție. Amin. Aleluia. Amin.